Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou tutorial mai special pe canal, unde o să vă învăț cum să vă băgați cheat-uri de pe cheater.fan, pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat chestia asta la fiecare episod de CSGO cu cheat-uri free sau și la alte episoade și am zis să vă acord acest tutorial, să zic așa, pentru că, bă, foarte, foarte mulți m-a întrebat și vreau să pun punct la aceste întrebări odată pentru totdeauna. Hai să zici noi, frate, 1000 de like-uri dacă mai vreți tutoriale despre diverse chestii. Ok, mi-am făcut aici un cont nou de Steam. Ca să injectăm cheat-ul, de aia vă recomand tot timpul, dacă vă jucați cu cheat-uri gratis, să vă faceți cont nou de Steam, frate, nu să nu jucați pe main, pentru că puteți să riscați să vă luați bani, pentru că cheat-urile gratis nu sunt 100% securizate. Ok, deci după cum am zis, site-ul meu preferat de unde mi-au eu cheat-urile este cheater.fan, fix așa scrie, da? Cheater.fan. Dați aici un enter frumos și pornește, se încarcă mai greu un pic site-ul ăsta, mai ales că eu acum sunt și la sat, nu mai sunt la oraș, sunt la sat momentan, s-a mutat chestia asta, corona e tăcă, e tăcă. Și merge mai greu net un pic. Ok, deci ne-am conectat aici pe cheater.fan, da? Trebuie să încarce tot bine și site-ul merge un pic mai greu pentru că, na, sunt foarte multe persoane pe el care își caută cheat-uri, tăcă, tăcă. Aici vă arată aici Valorant, nu știu ce hack, bă, nu vă recomand mai ales pe Valorant să vă băgați că au anti-cheat-uri destul de bun, deci nu toate cheat-urile sunt 100% nedetectabile, ok? Cam niciun cheat de aici e 100% nedetectabil, deci, na, aveți grijă, ok? Dăm aici pe CSGO, aveți în dreapta aici hack for games, voi dați pe CSGO. Și bă, aveți, frate, aici nu știu câte hack-uri. Noi o să-l alegem să-l băgăm pe... Uitați pe ăsta, GoSP, da? GoSP ăsta, văd, uite, aveți și poze cu el. Mie mi se încarcă un pic mai greu. Deci, fuck it. Ok, avem aici, ăsta este un cheat doar cu wall hack, aparent. Deci nu aveți aim, aveți doar wall. Dar noi o să băgăm așa, ca de test, știți? Deci acesta este hack-ul. Mergem aici jos la download. Dăm click și ne downloadează GoSP.zip, da? Dăm click aici și de-aia afișează în dosar să ne-l afișeze unde l-am instalat. Și îl avem aici, GoSP, îl extractăm frumos și dăm click. O să vedeți că este doar un punct DLL. Ce facem noi cu chestia asta, cu punct DLL-ul ăsta, știți? Nu știm ce să facem, cu unii nu știu. Ei bine, vă duceți frumos pe Google, căutați proces, hai mă, hacker. Căutați așa, proces hacker, proces hacker, da? Și dați pe primul link. Dați aici download proces hacker, vi-l downloadați, vi-l instalați. Eu deja l-am instalat, uitați, acesta este. Ok, haideți să vedem prima dată, deci nu pornim proces hacker-ul, prima dată pornim CSGO, da? Hai să pornim CSGO, să injectăm cheat-ul. Să sperăm că este un cheat bun, pentru că da, unele cheat-uri, dacă nu sunt updatate, dau crash. Dă pur și simplu crash CSGO-ul când îl injectăm, deci așteptăm să vedem dacă ăsta este un cheat updatat sau nu e la fel de nou. Ok, am intrat în CS, ieșim din CS așa, dăm pe proces hacker, ne pornește proces hacker-ul, căutăm aici CSGO, nu, proces hacker-ul pornim cu Rana's Administrator, că dacă nu, nu o să ne lase să-l injectăm, da? Pornim proces hacker-ul cu Rana's Administrator, căutăm CSGO, de obicei cel mai jos, deja jos de tot și aici va apare CSGO, uitați-l, CSGO.exe, da? Nu Steam, nu nimic, CSGO.exe trebuie să fie, da? Dăm click dreapta pe el, dăm aici pe MISC, dăm inject DLL și căutăm DLL-ul acela. Noi dăm pe download și GoSP pentru că aici nu s-a salvat, dăm double click și ar trebui să ne-l fi injectat. Dăm proces hacker-ul în bară, bam, și dăm insert. De pe insert se pornește orice hack, aparent, dar asta nu s-o injecta sau nu știu. Ok, hai să intrăm în match, probabil de la chestia asta e. Hai să vedem. Bă, eu nu văd nimic momentan, ia-ți dăm pe insert. Bă, nu văd nimic, apare nu s-a injectat. Hai să mai încercăm să-l injectăm o dată. CSGO.exe, MISC, inject DLL, bam, open. Nu s-a injectat nici acum. Bă, băiatule, serios? Na, deci aparent citul acesta nu s-a injectat. Nu merge, hai să încercăm să luăm alt DLL. Hai să ieșim din match. Deci, vedeți, puteți să pățiți și chestii de astea, să nu vă injecteze, pur și simplu. Ok, ieșim din proces hacker. Ștergem GoSP de aici. Mergem din nou pe cheater.fan. Da, deci se pot întâmpla și chestii de astea. Dăm pe CSGO și downloadăm altul. Hai să downloadăm Osiris sau Just Pro. Nu, că ăsta iar Osiris multi-hack, ok? Downloadăm, uite, stare și aimbot, are de toate ăsta. Frumos, frumos. Dăm pe download. O să ne facă la fel cum s-a făcut și mai înainte. O să ne dea download. Uite, ăsta e direct DLL-ul. Dăm păstrează. Intrăm din nou în proces hacker. Căutăm CS-ul. Mamă, de ce mi se dă așa, frate? Wow, ce s-a întâmplat? A, țineam eu apăsat pe ăla, lol, ce prost. Țineam apăsat pe W fără să-mi dau seama că am tastatură super sensibil. Ok. Dăm pe CSGO, dăm pe MISC, dăm pe inject DLL și căutăm Osiris. Și bam, l-am injectat. Și ăsta, uitați că ăsta merge, bă, băieți. Avem aici sus aimbot de toate. Uite, dăm pe aimbot, ne apare aimbot-ul. Dăm pe glow, pe back, trec, ne apar toate chestiile astea. Hai să intrăm și într-un meci cu boții ca să vă arătați un pic, să dau sunet un pic de tot mai încet că mă disperă la urechi, mi-a stricat urechile, îmi sângerează urechile, băieți. Ok. Hai să intrăm cu buții, practice with boots, dați 2, mapa codaților, dacă știți ce zic, și hai să testăm hack-ul. Eu chiar sunt curios dacă merge totul bine. Deci ați văzut cum am pățit și o prima dată, se poate să nu vă meargă din prima. Deci,
încercați să downloadați cheaturile care vă plac până reușiți cu unul. Ok, hai să vedem. Dăm aici, avem de toate, ia să vedem, health based, sau hai să vedem. Dăm la enemies aici. Enable, l-am activat all, ia să vedem. Bă, momentan eu nu văd nimic, stați un pic să vedem ce setări mai are. Aici trebuie să setez, eu vreau pe enemies, visible all, și ia să vedem ce mai are pe aici, SP-ul, acum de aici îl injectăm, ia să vedem, enable, și activăm toate. Aoleu, ce s-a stia? Ai, nu, mă, nu vreau snap lines, ok, hold bar box de toate, și uitați că vedem prin pereți, de eu vreau să se vadă doar inamicii, mă, nu mă, eu nu vreau elis, eu vreau doar inamicii. Deci vreau să văd doar inamicii, știți? Deci dați aici pe enemies. Și ne bagem setările la cheat, bă, băieți, azi, ce setări să ne facem? Bam, bam. Ia. Deci nu-i văd. Ba, îi văd, uitați că îi văd. Îi văd prin pereți. Dacă vi se pare că sunt prea multe detalii sau chestii de astea, nu știu, că vedeți prea multe chestii, puteți să mai dezactivați, puteți să lăsați doar boxul ăla, de exemplu. Deselectați toate chestiile astea și lăsați doar boxul. Vedeți și acum mai vedeți mai... Na. Mai ok. Bă, sincer, eu vă recomand o serie. Hai să vedem și aim-ul dacă merge ea. Testăm și aimbot-ul să vedem dacă merge, să vedem on key, enable, eu nu vreau on key, aim lock și silent, atâta. On key, onul, vreau, ia să vedem acum dacă merge aim-ul. Ia, ne trage ținta pe cap. Bă, eu văd că nu ne trage momentan ținta pe cap, de ce? A, FOV-ul, trebuie să dăm FOV-ul mai tare. Ok, hai să testăm acum, bă, băieți, ultimii spell long din câte am văzut eu, hai să testăm acum. Eu nu activaz în FOV-ul. Ba, uitați că acum merge, nici m-am uitat bine la el. Hai să dăm FOV-ul și mai tare, zic. Să vedem, FOV 255, ce uitați? Vedeți? Nici nu mă uit la el și l-omor. Ați văzut? Nici nu mă uitam măcar la el și l-omoram. Deci, bă, băieți, cam asta este tutorialul cum să vă băgați cheat-uri pe CSGO. Cheat-uri gratis. Deci, cel mai important, cheat-uri gratis. Dacă mai vreți tutoriale de genul în continuare, dați-te și voi acolo un like. Ia să mare și skin changer chestia asta. Report bot, cică. Ia. Deci are și report bot. Nu știu dacă merge chestia asta, sincer. Anti-AFK kick ăsta, probabil dacă îl selectați nu vă mai dă kick. Spectator list, aveți aici și lista de spectatori, nu știu pe unde a pus-o sau pe unde o pune. Sau probabil cu buții, nici nu știu dacă merge. Watermark-ul, a, uite, vă arată acolo și ping-ul și FPS-urile, vedeți, vă arată toate detaliile. Aici are reveal ranks, ce rank-uri au inamici în competitive. Reveal suspect, ăsta nu știu dacă merge. Ăsta ce reveal suspect, adică să vezi de suspectul la overwatch, bănuiesc, dar nu știu dacă merge chestia. Uitați, acum ce rupe băieți cu aim-ul. O să faceți global, băieți. Name stealer, să furați numele celor altgen, să se schimbe numele în continuu, să zicem că... Na? Fake prime, adică să vă arate că aveți prime și voi n-aveți. Ia, chiar merge chestia asta. Nu știu dacă merge, asta e așa un pic, să ies din meci. Chiar scriu dacă merge chestia asta cu fake prime. Mie aici nu mi-apare nimic, chiar dacă intrăm într-un lobby și dăm search. Prime enabled, lol. Și mi scrie, ah, da, mă, uite, mi-arată cam prime, lol. Vedeți, mi-arată cam prime. Bine, nu cred că o să meargă, gen, pe voi cred că tot la non-prime vă bagă. Nu știu, testați și voi chestia asta. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi, frate, un like și un subscribe dacă mai vreți tutoriale de genul. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!